Salutare, sunt Angel și azi la ideea zilei vorbesc tot despre vânzări. Mai exact despre vânzările pe care nu le închidem sau nu le obținem niciodată din diverse motive. Sunt foarte multe motive care pot duce la pierderea unei posibile vânzări, dar azi mă refer la unul foarte cunoscut și totuși evitat. Știi celebra întrebare, care este prima regulă ca să treci un examen? Să te prezinți la acel examen. Ei bine, la fel putem spune și despre vânzări. Prima regulă este să inițiezi o vânzare și după pașii obligatorii mai există o regulă obligatorie la sfârșit și anume să ceri închiderea vânzării. Există foarte multe metode pentru închiderea unei vânzări, dar azi vreau să te ajut să conștientizezi doar cât este de important să ceri închiderea vânzării, indiferent de metoda pe care vrei să o folosești. Adică să ceri comanda, să ceri semnarea contractului, să ceri avansul, să ceri următoarea întâlnire, etc. Un prieten apropiat al lui Henry Ford, care lucra în asigurări la vremea respectivă, s-a supărat foarte tare când a aflat că Ford cumpărase o poliță de asigurare din altă parte. Și bineînțeles că s-a dus la el și l-a întrebat, de ce n-a cumpărat poliția de la el? Răspunsul pe care Henry Ford l-a dat este o lecție de vânzări în adevăratul sens al cuvântului și este foarte, foarte scurt. Pentru că nu mi-ai cerut-o, a răspuns. Dacă ai făcut corect toți pașii de vânzare, până în această etapă, un lucru este clar. Produsul, serviciul dorit pentru clientul din fața ta este la tine, iar banii pentru produsul sau serviciul tău sunt la client. Așadar, de ce să nu-i ceri în schimbul produsului sau serviciului tău banii pentru el? Nu există vânzare sigură și automat nu există niciun refuz sigur. Adică evită să presupui sau să-ți fie rușine să întrebi. Dacă nu întrebi clientul, cu siguranță răspunsul o să fie nu. Sau dacă nu 100%, 85% din cazuri răspunsul o să fie nu. Dacă întrebi clientul, sunt mult mai multe șanse să închizi vânzarea sau măcar să redeschizi procesul, să vezi exact ce ai omis în acest proces. O posibilă obiecție pe care clientul ți-o ridică la fileu. Adică îți mai dai o șansă să refaci procesul corect și să înveți pentru data viitoare. Altfel, nu înveți și nu crești vânzările. Tu, ce proces al vânzării ai lăsat încă deschis pentru că nu ai adresat întrebarea finală?